Bună seara, dragi colombofili! Ne aflăm în compartimentul de femele. Vreau să vă prezint această femelă căpăcită pe vânăt, această femelă de grățean. E o femelă din anul 2019, această femelă. Este scoasă din această femelă de aici. Este mama ei. Femela este din anul 2017, însă n-au inele, nu le-am băgat, nu le-am cumpărat inele speciale pentru ornament. Toată femela. Aceasta este mama puiilor care i-am donat făin. Uitați și aici femela cumpărată acum o lună din târg. Această femelă tot la fel căpăcit pe negru, foarte frumoasă femela, joacă extraordinar. Uitați, aici am o altă femelă, această din femelă de aici. Este din anul 2017 această femelă, foarte bună reproducătoare. Mi-a scos o grămadă de pui. Acum o să mergem și în compartimentul de masculi. O să vă prezint acolo tot la fel masculii gălățeni. Ei au mai mulți gălățeni în plus. Suntem în compartimentul de masculi. Am aici acest mascul din anul 2018. Acest mascul este împerecheat cu femela care v-am arătat-o ultima. Uitați aici un căpăcit de Buzău. Acesta este foarte frumos. Mai am aici acest mascul din anul 2017. Acesta este tatăl puiilor care i-am donat lui Marius. Mai am aici un gălățean, tot la fel pui, scos din acel mascul și la acea porumbiță care i-am donat lui Marius. Sunt frați din altă serie. Sper să dați acolo un like. Să vă abonați cei care nu sunteți. Vreau să facem și noi 500 de abonați. Vă mulțumesc pentru numărul de abonați 452. Și ce să vă zic? Să lăsați în comentarii ce vă plac și ce părere aveți despre porumbei și ce mai să postez.